Iar primul nostru subiect este dedicat zilei istoricului, zilei profesionale a tuturor celor care activează în domeniul istoriei, o sărbătoare care se marchează în țara noastră încă din anul 2011 și are câteva scopuri foarte clare și foarte nobile. Trebuie să promovăm științele istorice, să-i promovăm pe cei care vor să activeze în acest domeniu. Istoricii au într-adevăr un rol foarte important când vine vorba despre a educa societatea, populația. Atunci când nu înțelegem foarte bine fenomenele care s-au petrecut în trecut, respectiv noi cu toții apelăm la istorici, mergem la surse istorice ca să ne documentăm și să încercăm să înțelegem lucrurile așa cum s-au întâmplat ele pe bune, cu adevărat. Primul nostru invitat este așadar deloc surprinzător, dacă pot să mă exprim astfel, colegul nostru, doctorul în istorie Serge Musteață, pe care îl salut cu drag. Serge, bună seara și lasă-mă să-ți spun de la bun început, la mulți ani, pentru că este cumva ziua ta, ziua tuturor celor care activează în acest domeniu, așa că îți dorim ani productivi în continuare și să te bucuri de munca ta pe care știm noi că o faci cu toată dragostea. Bună seara tuturor, dragă Doina, mersi foarte mult pentru această introducere, foarte reușită, bineînțeles că pentru urare, dar eu mi-aș permite să o completez, deoarece cred că nu este doar ziua istoricului, ci este ziua tuturor celor care iubesc istoria, celor care sunt pasionați de trecutul nostru. Și eu cred că numărul lor este foarte mare, deoarece trecutul nostru vizează fiecare cetățean, fiecare om. Vrea să-și cunoască rădăcinile, fiecare om volens-nolens atrage atenția asupra rădăcinilor sale, de unde vine și, bineînțeles, își pune întrebarea cine au fost predecesorii săi, cine a fost bunelul, străbunelul, cine au fost vecinii și multe alte lucruri care țin de trecutul și această poștenire culturală acumulată pe parcursul deceniilor, secolilor și chiar mileniilor. Și de aceea ziua de 18 iunie în Republica Moldova, așa cum ai spus, din 2011 încoace, conform deciziei Guvernului Republicii Moldova, este cumva scoasă în evidență ca o meserie, activitate profesională și un domeniu extraordinar și important pentru ceea ce înseamnă existența omului și a statului din care sau facem parte noi tuturor. În contextul ăsta, ziua de 18 iunie nu este întâmplătoare și despre asta aș vrea să vorbesc astăzi, deoarece în anul 1989, pe data de 18 iunie, la Chișinău a avut loc primul congres al istoricilor, pe atunci RSS moldovenească. La Chișinău s-au întrunit peste 460 de reprezentanți acestei bresle. Deci, istorici, asta înseamnă angajați ai institutelor, universităților, academiei și, bineînțeles, că cea mai mare parte au fost profesori de istorie din diverse școli ale raioanilor de pe atunci, ale RSSM. Deci, venirea lor la Chișinău a fost legată de un îndemn. Un îndemn de a-și uni efortul pentru a promova adevărul, pentru a depăși acel monopol, după cum s-a spus și la congres, stabilit de către Partidul Comunist și controlat de structurile Partidului Comunist, propagat prin diversele instrumente ideologice și propagandistice ale acestui sistem totalitar. Deci, întrunirea de la Chișinău din 1989, de fapt, a fost în contextul acelei mișcări de emancipare națională despre care am vorbit o singură dată în emisiunile anterioare și cred că nu numai că s-a încadrat perfect, de fapt a dat tonul discuțiilor și mișcării de mai departe, deoarece de rând cu scriitorii istoricii s-au înscris în această mișcare, ferm convinși că nu numai dreptul de a vorbi în limba maternă și a scrie cu caracter latin, dar și cunoașterea adevărului istoric, cunoașterea acelor realități care intenționat au fost ascunse sau radiate din cărțile de istorie, manualele școlare și multe alte aspecte care i-au făcut pe istorici atunci să depășească restricțiile regimului și curajoși fiind să vină la Chișinău și nu numai că să participe la acel congres, dar să se asocieze într-o nouă organizație, greu de imaginat pentru perioada sovietică, dar în 89 deja lucrurile cumva s-au liberalizat în contextul restructurării și istoricii au reușit să fondeze Asociația Istoricilor, Asociație Profesională, sub egida căreia, bineînțeles, că s-au întrunit atât cadrele didactice preuniversitare cât și cele universitare.
primul președinte democratic ales la acel congres al Asociației Istoricilor a fost profesorul Alexandru Moșanu, care la scurt timp, în câțiva ani, a ajuns și președintele Parlamentului Republicii Moldova. O personalitate notorie care, de fapt, a dat și tonalitatea discuțiilor și curentului de mai departe a ceea ce înseamnă accesul la informație istorică, încercarea de a schimba programele școlare, încercarea de a schimba conținutul manualelor școlare și multe aspecte privind accesul la cercetarea unor subiecte, să zicem, sensibile, dar delicate pentru spațiul nostru, precum au fost deportările, foametea, teroarea și multe alte elemente legate de particularitățile regimului comunist din Basarabia, însă nu doar acestea. În general, dacă e să vorbim despre problemele de etnogeneză, limba poporului român. Și în acest context, bineînțeles că Asociația Istoricilor a jucat un rol important în afirmarea identității Republicii Moldova. Deci după Alexandru Moșanu au fost și alți conducători ai asociației care au lăsat amprente importante, impresionante și, bineînțeles, au menținut acel curent lansat în 1989. Putem vorbi de Ion Țurcanu, care a fost succesorul domnului Moșanu, după care a fost Pavel Parasca, ulterior a fost profesorul Anatol Petrenko, care s-a remarcat excepțional în perioada anilor 90, în contextul evenimentelor din 1995, atunci când guvernul agrarian a încercat să scoată din programul școlar sau să modifice cursul de istoria românilor, să-l înlocuiască cu istoria Moldovei, lucru care a provocat o mișcare și un protest masiv în primăvara anului 95, și anume, deci, președintele Asociației Istoricilor a fost și cel care a împunat sau a fost în fruntea comitetului de grevă, deoarece pe lângă această cerință sau pe lângă această mișcare de a apăra istoria națională s-au aliniat alte cerințe sociale cu care se confrunta societatea moldovenească din anii 90, în special aspecte de ordine economic și multe alte lucruri care frământau oamenii de atunci. O mișcare de protest durabilă, practic a cuprins toată primăvara, s-a revenit și în toamnă, dar cât n-ar fi de straniu, deci fără provocări, fără victime, fără distrugeri, o mișcare cu adevărat democratică, o mișcare cu adevărat care a apărat cursul istoriei, deoarece în 1995 s-au aprobat noile programe de istorie a românilor și istorie universală și de atunci, de fapt, s-a lansat și reforma curriculară, vorbim în general de reforma educației, dar reforma curriculară la istorie, au pornit și primele manuale și cumva s-au calmat un pic spiritele și rolul asociației a fost extraordinar de important. Același lucru s-a întâmplat un pic mai târziu, în anii 2002-2006, când guvernarea comunistă a încercat din nou să schimbe cursul istoriei în școală. Disciplina aceasta, vedeți că este una care preocupă foarte mulți politicieni, în special de stânga, de parcă alte probleme în Republica Moldova nu ar exista. Dar din nou, în 2002 și până în 2006, Asociația Istoricilor s-a implicat foarte mult în ceea ce înseamnă apărarea acestui curs de istorie națională, încercarea de a minimaliza influența politicului în predarea disciplinii istorice și multe alte lucruri care s-au întâmplat în acea perioadă. Cam mai apoi, în 2009, spre exemplu, din nou asociația a ieșit la rampă și a protestat împotriva acelui decret al președintelui Voronin sau împotriva acelei decizii a guvernului privind marcarea 650 de la formarea statului moldovenesc. Ceea ce, bineînțeles, că este discutabil și asociația s-a spus opinia sa critică la aceste intenție de a politiza anumite evenimente și eu cred că într-o societate democratică este firesc să se discute, însă îndemnul meu de fiecare dată este să păstrăm calmul, să încercăm să discutăm la o masă comună, să spunem argumentele fiecare, să ne auzim unul pe altul în ceea ce înseamnă cercetarea, interpretarea și înțelegerea trecutului nostru. Să nu mergem pe urmele subiectivismului, să nu încercăm să cădem prada acelor provocări ale unor politicieni, ci din contra să dăm dovadă de rațiune, să dăm dovadă de răbdare și să dăm dovadă de bune intenții de a cunoaște trecutul nostru așa cum a fost el, deoarece el este foarte diferit. Așa cum este cotidianul cu de toate, și bune, și rele, plăcute, mai puțin plăcute, așa este trecutul și noi trebuie să ne-l asumăm, să-l înțelegem și să încercăm împreună să-l învățăm pentru ca să tragem concluziile de rigoare. Dacă ne dorim într-adevăr o societate cultă, civilizată, dacă ne dorim un parcurs, să zicem, progresiv
al statului acesta tânăr care se chinuie de 3 decenii să-și demonstreze existența, care încearcă cumva să se afirme pe plan mondial și în primul rând european, însă deseori aceste aspecte ale neînțelegerii trecutului ne trag înapoi, cumva ne creează bariere și ele pot fi depășite doar printr-o abordare echilibrată, doar printr-o abordare inteligentă. De aceea eu din nou mă adresez tuturor concetățenilor să încerce să studieze mai bine istoria, să înțeleagă trecutul nostru, să vadă ce am avut în jur, de ce s-au întâmplat anumite evenimente, pentru a trage concluzii, a înțelege că unele realități ale prezentului se trag din trecut, iar o construcție progresistă, o construcție democratică de viitor se bazează, bineînțeles, că pe un trecut bine înțeles, bine apreciat și asumat. Deci să nu ne temem să spunem greșelilor pe nume, să nu ne temem să vorbim despre victime, să nu ne temem să vorbim despre cei care ne-au trădat, și să nu eroizăm prea mult istoria, deoarece și această pistă poate conduce la elemente subiective și destul de sensibile pentru societatea noastră. De aceea, o abordare echilibrată, o abordare critică, tot timpul ne conduce spre un viitor mai clar, mai cert și, bineînțeles, că trebuie să ne apreciem ce ne dorim noi de la trecutul nostru pentru a construi un viitor pe care ne-l dorim. De aceea, eu felicit, în primul rând, colegii mei de Breaslă, dar bineînțeles că toată lumea care trebuie să țină cont de istorie, trebuie să țină cont de trecut și să încerce fiecare să se uite în adâncurile familiei proprii pentru a-și înțelege, eu știu, prezentul și a-și construi viitorul. De aceea, sănătate tuturor și mulți, mulți ani tuturor meseriilor și nu doar istorie. Sergiu, mulțumim foarte mult pentru că ai fost alături de noi și astăzi și pentru că ești alături de noi în fiecare săptămână pentru a ne ajuta să înțelegem trecutul. Îți mulțumim frumos încă o dată, felicitări din nou și să ne revedem și să ne auzim cu bine. Pe curând, seara bună tuturor! Mulțumim mult!